Mă bucur să vă văd și vreau să vă întreb despre candidatura la primăria Capitalei. Sunt foarte curioasă pentru că Marcel Ciolacu a declarat chiar în martie acum că sunteți candidatul din partea partidului. Anul trecut au fost mai multe discuții cu privire la candidaturile pentru primăria Capitalei, pentru că deja se pregăteau aceste discuții referitoare la ceea ce va fi în 2024 și anume patru tipuri de alegeri. Alegeri locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale. Și este normal ca pentru toate aceste alegeri să se identifice candidații cei mai buni. În ceea ce mă privește, cel puțin în acest moment, și sper să rămână așa în continuare, mă bucur de susținerea colegilor pentru candidatura la primăria Capitalei, inclusiv sau mai ales din partea președintelui partidului, domnul Marcel Ciolacu. Și de ce spun acest lucru? Pentru că eu consider că acum 2 ani și jumătate, când alegerile au fost pierdute, nu le-am pierdut doar eu, candidatul PSD, ci și partidul, pentru că nu am reușit să avem o alianță la nivelul Bucureștiului și practic toate celelalte partide, chiar dacă de mai mici dimensiuni și cu scoruri mai scăzute, s-au aliat împotriva mea și împotriva noastră. Deci a fost nu doar eșecul meu, ci eșecul partidului și, din păcate, au fost și lovituri din interior, din partea unor colegi care ar fi trebuit să lupte alături de mine și nu împotriva mea. Dar pentru că suntem la o lansare de carte în care sunt prezentate aspectele spirituale ale vieții care ne învață să fim buni și iertători, trecem și noi peste această pagină mai puțin plăcută a istoriei politice recente și privim către viitor și, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, îmi voi asuma această candidatură, care înseamnă, în primul rând, foarte multă muncă și renunțări la programul cu familia mea, cu copiii, că nu este atât de simplu să te afli într-o astfel de poziție în care se întâmplă minimum 10 evenimente pe zi și trebuie să le faci față și, de obicei, oricum primarul este vinovat pentru tot ceea ce se întâmplă rău. Și atunci când face ceva bine, este în fișa postului. Vă doresc sărbători pascale cu bine, să aveți multă sănătate, bucurie în familie, alături de prieteni și de cei dragi și să ne revedem cu bine. Doamne ajută!